România a depus la Comisia Europeană Planul Național de Redresare și Reziliență, iar pe tema cuprinsului acestuia au apărut multe controverse, mai ales în domeniul fiscalității. Prezent zilele trecute la Romos, Florin Câțu a spus că în PNRR este vorba de modificări la codul fiscal, care este prea stufos și poate fi interpretat în fel și chip, urmând ca acesta să fie simplificat. Se scrie despre analiză și am vorbit mai mult despre acest lucru. Este o analiză a sistemului fiscal. Anul trecut, când am fost la finanțe, am făcut deja o astfel analiză a codului fiscal pentru a-l face mai simplu. În România știți foarte bine că astăzi codul fiscal este și deschis interpretării, de multe ori foarte ciudată, și este prea stufos, prea complicat. Și atunci e nevoie de a avea un cod fiscal mai simplu. Cu aceeași ocazie, primul ministru a dat asigurări că în PNRR nu sunt paragrafe legate de creșterea unor taxe sau introducerea unora noi. Totuși, Florin Câțu a precizat că dacă va fi introdusă vreo taxă, aceasta ar fi una de mediu, iar decizia va fi luată doar dacă apare vreo directivă europeană în acest sens. Ne uităm la analiza a taxelor. Nu ne creștem taxe, nu introducem taxe noi. Am spus de fiecare dată acest lucru și de fiecare dată când am ocazia întăresc această declarație. Singurele lucruri despre care discutăm, când discutăm despre taxe, vorbim de dacă printr-o directivă apare o taxă de mediu ceva nou, atunci vom implementa. Dar în rest, nu umblăm la taxe în acest sens. Deci nu vom crește și nu vom introduce taxe noi. Pentru a intra în vigoare, Planul Național de Redresare și Reziliență depuse de România, prin care țării noastre îi revin peste 29 de miliarde de euro, trebuie aprobat de Comisia Europeană.